la anul își dorește din nou victorii să mărească numărul de echipe. Ce i-ai sfătuit pe oameni și cum ți se pare până acum? Mi se pare foarte, foarte ok și cred că competiția a crescut. Sunt jucători mult mai valoroși, echipe mai valoroase și chiar îmi place pentru că sunt meciuri competitive și ne face să vrem să fim mai buni. Din păcate nu am apucat să ajung cât îmi doream, dar cu tinele deți când am fost, am văzut că... Ce ai sfătuit pe cei care își doresc să vină să participe la această competiție? Pentru că, în primul rând, ne gândim la partea de sănătate. Este un sport, fotbal, este un sport foarte frumos, sportul rege și cred că ar fi frumos să vină, să se facă, să fie și mai mare această competiție, pentru că este o organizare foarte bună, cu meciuri, cum spuneam și mai devreme, tari, cu jucători, poți jucători, jucători de sintetic, jucători de sală, adică este o competiție frumoasă. Alex, primul cuvânt care îți vine în minte când te gândești la Victory Cup? Victory Cup.